Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. COVID-19 a mai luat viața unui bărbat în vârstă de 59 de ani din municipiul Chișinău. Astfel, bilanțul deceselor crește zilnic și a ajuns astăzi la 283 de cazuri. Totodată, 245 de pacienți internați în spitalele din țară cu infecție de coronavirus sunt în stare gravă, iar 17 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Autoritățile din sănătate informează că numărul cazurilor noi confirmate a scăzut în ultimele 7 zile cu 11% comparativ cu săptămâna precedentă. Până acum, în Moldova au fost înregistrate 7725 de cazuri de COVID-19. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale mai precizează că din numărul total de bolnavi, 51 sunt copii. În același timp, 1564 de angajați medicali au fost infectați de virusul periculos. Până în prezent, 4278 de pacienți au fost vindecați, dintre care aproape 760 au finalizat tratamentul la domiciliu. În continuare, 431 de persoane infectate cu noul coronavirus prezintă simptome ușoare și sunt monitorizate de medicii de familie. În 2 zile, iubitorii de băi de soare din România vor avea undă verde la plajele din țară. Totuși, atât vizitatorii cât și administratorii plajelor și teraselor trebuie să respecte un șir de condiționalități. Și Grecia și deschide unele hoteluri din 1 iunie, însă proprietarii se tem că turiștii nu își vor face apariția, chiar dacă au fost luate măsuri de siguranță. Între timp, economia scârție pe întreg mapamondul. În Barcelona se închid fabricile unui important producător auto, iar Statele Unite, rata șomajului este uriașă. Autoritățile din România informează că la plajă se va sta doar pe șezlonguri, între ele fiind păstrată distanța de cel puțin 2 metri, iar intrarea și ieșirea de pe litoral se va face organizat pentru a evita aglomerația. Iar premierul Ludovic Orban a anunțat joi seara noi măsuri de relaxare care vor intra în vigoare din 1 iunie. Vor fi ridicate interdicțiile de deplasare în afara localităților, se reia transportul rutier și feroviar internațional de persoane. Totodată se deschid și terasele cu distanțare de 2 metri între mese și nu mai mult de 4 persoane la o masă dacă sunt din familii diferite. Și pe coastele grecești este o vreme ideală de stat la soare, dar plajele sunt goale cel puțin deocamdată. Hotelurile care funcționează tot anul se redeschid din 1 iunie, iar cele sezoniere mai așteaptă 2 săptămâni. Până atunci se fac eforturi pentru a fi respectate regulile impuse de pandemie. În mai multe locuri schimbările sunt deja vizibile, marcaje pentru distanțare fizică, dozatoare cu dezinfectanți și panouri de plexiglas în zonele pentru servirea mesei. În fiecare regiune turistică sau insulă va exista un hotel în care vor fi izolate posibile persoane infectate cu noul coronavirus. Vor fi direcționate cazurile asimptomatice sau ușoare. Bolnavii cu simptome severe vor fi internați. În Barcelona, însă, sute de oameni au protestat și au incendiat cauciucuri după ce un producător mondial de autoturism a anunțat că va închide fabricile din Catalonia, forțat de prăbușirea vânzărilor și de problemele apărute în lanțul de producție. Decizia afectează peste 3.000 de angajați. Iar în Franța, sute de angajați medicali au protestat cu măști în față la un spital din Paris, cerând salarii mai mari și mai multe resurse pentru sectorul de sănătate, transmite Reuters. Au sunat din clopoțele și au lovit în țevi, iar pe pancarte era scris nu medalii, nu gaze lacrimogene, ci paturi și bani. Probleme economice grave din cauza pandemiei sunt și în Statele Unite. În luna aprilie, rata șomajului era de 14,7%, cea mai ridicată de la marea criză încoace. În mai, economiștii se așteaptă să ajungă la 20%. De teama falimentului, mai mulți antreprenori își redeschid afacerile în ciuda restricțiilor impuse de autorități.
De astăzi, 6 puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene și-au reluat activitatea, anunță serviciul Vamal printr-un comunicat de presă. Este vorba de Palanca Maiaki Udobnoie, Ocnița Sochireană, Larga Chelmenții, Criva Mamaliga și Basarabeasca Serpiniovo. Responsabilii mai informează că a fost reluat atât traficul pentru călători, cât și pentru transportatorii de mărfuri, însă cu respectarea restricțiilor existente. Totodată, autoritățile ucrainene vor autoriza traversarea frontierei de stat și în regim pietonal. Amintim că pe perioada stării de urgență, mai multe puncte de trecere a frontierei de stat au fost nefuncționale. Acțiune de protest la Cantemir, unde locuitorii comunei Toceni au venit în fața clădirii Consiliului Raional pentru a cere o rută de microbuz care ar realiza legătura dintre localitate și centrul raional. Oamenii spun că deja de 2 ani nu au cu ce se deplasa spre oraș și sunt practic izolați de civilizație. Încă în luna noiembrie, această chestiune a fost propusă pentru a fi rezolvată în cadrul Consiliului Raional Cantemir, însă oamenii cum nu au avut transport, așa nu au și până acum. Mai mult, pentru ședința de astăzi a Consiliului Raional, problema transportului către comuna Toceni a fost scoasă de pe ordinea de zi, fapt care a nemulțumit setenii. Reprezentanții partidului politic Șor nu au rămas indiferenți față de problema locuitorilor din comuna Toceni, a cărui primar este membru al formațiunii politice și care luptă de atâta timp pentru această rută de microbuz. Ei au venit să-i susțină pe cei de la Toceni, alăturându-li se în cadrul acțiunii de protest pe care aceștia au organizat-o în timp ce urma să aibă loc ședința Consiliului Raional. Noi suntem cu dumneavoastră și astăzi am venit să vă apărăm drepturile dumneavoastră. Eu personal și toată echipa noastră suntem cointeresați și suntem gata și am făcut totul posibil datorită susținerii domnului Ilan Șor ca dumneavoastră să aveți această rutieră și să aveți posibilitatea să vă deplasați din comuna dumneavoastră, din satul dumneavoastră spre Cantemir și înapoi. Noi nu înțelegem din ce motiv peste jumătate de an decizia aceasta este taraganată în clădirea Consiliului Raional. Dar pe 25 iunie avem iar ședința Consiliului, punem întrebarea acolo și întrebarea trece, dar noi o amânăm, nu o scoatim. A să voteze câteți am fost ales să facem ceva pentru oameni. La traseu, care circulă 10 rute la Cahul, alte rute care circulă, așa că ei nu sunt într-o parte de la traseu Chișinău, Cantemir sau Cahul. Circulă pe fiecare 15-20 de minute transport. Trebuie 2 km să ieșim. Om de 80 de ani poate să iasă din Toșeni, să iasă la șoseaua. Foarte greu, fără rutier. Vă rugăm să luați în serios întrebarea noastră, pentru că este un drept al nostru. Nu faceți politică la nivelul raionului, dar faceți lucruri în din numele domnului Ilan Șor, că echipa noastră a partidului politic Șor va achita în întregime rutiera și ruta aceasta. Puneți, vă rog, mâine ședința Consiliului în 3 zile și votați. Care-i problema? Așa cum au mai promis și anterior, partidul politic Șor își va asuma cheltuielile pentru această rută de microbuz și va asigura astfel transport pentru locuitorii comunei Toceni. Astfel, președintele raionului a promis organizarea unei noi ședințe a Consiliului Raional Cantemir pentru a autoriza ruta și a asigura transportul deja începând cu luna iunie. O nouă înregistrare video făcută în timpul audierilor omului de afaceri Veaceslav Platon a apărut în spațiul public. De această dată, Platon explică cum funcționează anumite scheme de spălare de bani, iar pe fundal se aude și vocea procurorului general Alexandru Stoianoglu, care îi pune întrebări sau face comentarii și îl numește prietenește pe Platon Slava. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Maria Vieru, ne-a spus că instituția va veni mai târziu cu un comunicat. Ca reacție la această înregistrare video.
Din înregistrare se aude cum Veceslav Platon vorbește despre posibilitatea de a lăsa investitorul internațional de la Victoria Bank fără acțiuni. Acesta îi explică în ce mod ar putea recupera statul bani și de la această instituție. Platon propune să fie inițiată o procedură în instanță, statul să ceară 2 miliarde de lei de la Victoria Bank și alte 2 miliarde ca dobândă care a crescut din perioada fraudei bancare. Instituția va fi nevoită să facă emisii suplimentare de acțiuni, iar statul va anula ulterior emisiile și va intra în posesia unui pachet de 40% din acțiunile Victoria Bank. La un moment, Alexandru Stoianoglu face o remarcă, menționând că propunerile lui Platon sunt banditești. Este în stil banditesc, Slava. Este corect și în limitele legii. Noi doar suntem juriști și apărăm statul. Băieții s-au înglodat, trebuie să răspundă. Sunt mari și grași, bani au mulți. Să se împartă cu poporul moldovenesc. Nu propun să-mi iau banii mie sau dumneavoastră. Amintim că și joi în presă a apărut o înregistrare video de la audierile lui Veceslav Platon. Din imagini se poate observa cum procurorul general Alexandru Stoianoglu merge și se salută cu Platon, căruia îi se adresează cu „Salut, Veceslav!”. În replică, Platon, cu zâmbetul pe buze, spune „Bună, Alexandru Dimitrievici!”. Cu o reacție la acest video, Procuratura Generală a precizat că înregistrarea a fost făcută în cadrul audierilor lui Platon în dosarul penal preluat de la DICOT România, în care este vizat și fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Conducerea instituției a dispus să fie verificată pe intern sursa scurgerii acestor informații în spațiul public. Ultimul sunet, evenimentul mult așteptat de mii de absolvenți din Moldova, astăzi nu a avut loc. Curțile școlilor, cândva arhipline, astăzi au pustiit. Profesorii au fost felicitați online, primind zâmbete și flori virtuale. La fel și clopoțelul simbolic a răsunat astăzi, tăcut și fără aplauze. Dacă în anii precedenți, la sfârșitul lunii mai, curțile școlilor și a liceilor erau pline de elevi, profesori și părinți, astăzi este pustiu. Nu răsună nici mult îndrăgitul sunet de clopoțel care prevestește vacanța și nici de la microfoane nu se aud felicitări pentru absolvenți din partea oficialilor. Cu ocazia încheierii anului școlar, ministrul Educației, Culturii și Cercetării Igor Șarov a venit cu un mesaj pentru toți cei implicați în procesul de educație, pe care însă l-a publicat pe rețelele de social. Suntem în ziua când în școli, conform frumoasei tradiții de zeci de ani, sună ultimul clopoțel. Astăzi este altfel. Clopoțelul sună tăcut. Deși pandemia virusului COVID-19 a lăsat astăzi curțile școlilor fără elevi voioși, părinți emoționați și îmbrățișările calde, clasa de acasă este plină de cunoștința pe care o poartă discipulii față de dascălii lor. Se pare că pandemia de coronavirus a afectat nu doar procesul de învățământ care s-a desfășurat online, dar și vacanțele elevilor. Cei dornici de a merge într-o tabără de vară vor avea parte de distracții la distanță. Direcția Generală Educației, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău anunță printr-un comunicat de presă că taberele vor activa în regim online pe parcursul lunii iunie. 11 instituții de învățământ extrașcolar vor fi implicate în proces și vor organiza ateliere virtuale pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani. Mari semne de întrebare ridică în continuare învățământul preșcolar, care rămâne suspendat deocamdată. Mai mulți părinți semnează diverse petiții online și cer redeschiderea grădinițelor pentru a avea unde își duce copiii. Reprezentanții din domeniul sănătății spun însă că este devreme pentru a lua astfel de decizii. Astăzi este cert că redeschiderea grădinițelor este prematură. Și prematuritatea vine de la tendința procesului epidemic, înregistrarea numărului de cazuri, indicatorii de incidență, mortalitate, fatalitate și a cazurilor grave,
Din cauza pandemiei de coronavirus, școlile și grădinițele și-au închis ușile începând cu 17 martie. Autoritățile susțin că acestea și-ar putea relua activitatea din 1 septembrie. Totodată, examenele naționale de absolvire au fost anulate de către Parlament la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. În Moldova își desfășoară activitatea 1220 de instituții de învățământ școlar. Dintre acestea, 103 sunt școli primare, 762 de gimnazii și 348 de licee. În ele învață peste 333.000 de elevi. Bătaie de mama focului într-un supermarket din capitală. Pe rețelele de socializare au apărut secvențe video din care se vede cum doi tineri își împart pumni cu multă cruzime, chiar în incinta unui magazin. Unul dintre angajați a încercat să intervină, ceilalți martori însă priveau scena dintr-o parte. Incidentul a avut loc recent în unul dintre supermarketurile de pe strada Traian din Chișinău. Cei care au văzut scena au scris pe Facebook că ambii bătăuși erau în stare de ebrietate, iar inițiatorul conflictului și-a atacat prietenul din spate. Nici angajații unității comerciale, nici vizitatorii nu au chemat poliția la fața locului. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, urmează emisiunea Între noi cu Diana Botnaru. Invitații ei, Andrei Tostogan, stabilit la București, își lansează videoclipul piesei Mireasa și vine cu cele mai fierbinți detalii. Iar pictorița Nicoleta Văcaru ne povestește, ne primește în atelierul ei și ne spune în ce culori se face artă pe timp de pandemie. Eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!